PSD va susține candidatul UDMR pentru președinția Consiliului Județean, iar vicepreședinții vor fi din cadrul PSD. Până în acest moment, potrivit declarațiilor liderilor PSD Mureș și UDMR Mureș, a contat majoritatea mare care ar urma să fie în Consiliul Județean. Această alianță era strict necesară, pentru că prima forță politică cu 15 consilieri județeni e UDMR-ul. Noi ne considerăm a doua forță politică, ca număr de voturi avem peste 3.000 de voturi peste PNL și cred că cu o majoritate așa mare putem asiza proiecte pentru mureșeni. De aia vă spun la cea mai bună soluție, în primul rând, ca reprezentativitate, dar după aceea, având în vedere că noi reprezentăm mureșenii și trebuie să facem ceva pentru mureșeni. Apreciez că PSD-ul, după ce PNL-ul a dat anunț o provocare, de fapt o provocare politică, să alcătuiască o coaliție în favoarea PSD-ului, a fost promis așa că primește un post de președinte a Consiliului Județean. Totuși, PSD-ul ne-a invitat la o discuție, la o negociere politică, ținând cont că programul nostru este asemănător cu al PSD-ului, deci am găsit puncte comune în programele noastre și am decis să mergem, dat fiind faptul că PNL-ul deja a anunțat că are altă opțiune, am decis să mergem împreună cu PSD. Vasile Glig a comentat și propunerea PNL în ceea ce privește o înțelegere pentru Consiliul Județean venită pe un site de socializare. Mesajul etnic nu mai are așa importanță. Astăzi, tot mai mulți tineri și mai multă lume în contact direct cu Europa, suntem o țară europeană și cred că prioritare sunt proiectele pentru oamenii care te-au ales. Președintele UDMR Mureș s-a declarat încântat de înțelegerea cu PSD. Ne face plăcere să vorbim despre o altă abordare, o altă filozofie în politica mureșană. Sper să putem dovedi în următoarele 4 ani că se poate și așa. Peter Ferenț, fostul primar din Sovata, este propus pentru a fi președinte al Consiliului Județean. Ovidiu Dancu este prima propunere PSD pentru vicepreședinția Consiliului Județean. Pentru a doua există până în acest moment mai multe variante, a declarat Vasile Gliga.